Capitole de credință. O triplă salvare. Te-a salvat Dumnezeu din strânsoarea lui Satana? Acest lucru s-a întâmplat cu familia Rim. Râul Tonle Sap din Cambodgia freamătă de activitate zi și noapte. Case plutitoare mici și rustice merg în sus și în jos pe cursul râului. Copiii sar de pe o barcă pe alta, jucând un joc periculos de aprinselea. O comunitate musulmană pescărească este locul unde trăiesc domnul și doamna Rimtit și cei 6 copii ai lor. Ei mănâncă, dorm și locuiesc pe apă. Când plantatorul de biserici, Ned Lon, a vizitat satul, el a văzut cum copiii domnului Rim erau îmbrăcați în zrențe și nu mergeau la școală. Nu putea să nu observe că mica lor barcă era aproape gata să se destrame, dar el știa că cea mai mare nevoie a lor era Isus. Deci, Lon a decis să revină adesea în satul plutitor, Cham, ca să cumpere pește de la domnul Rim. Deși Lon nu era musulman, el a descoperit că acești oameni aveau multe convingeri comune cu el. De exemplu, și el și domnul Rim credeau că Dumnezeu a creat lumea. Amândoi înțelegeau că porcul este vătămător pentru organism. Pas după pas, lecție după lecție, Duhul Sfânt l-a ajutat pe Ned Lon să expună pe îndelete adevărul cuvântului lui Dumnezeu lui Rim și familiei sale. Curând, un mic grup îl aștepta în fiecare seară să vină și să-i învețe. Ei studiau pe malul râului sau era invitat pe una dintre bărcile lor. Lon le-a explicat: "Ambarcațiunile sunt legate strâns și eu stau la capătul celei din mijloc, vorbind și citind din Biblie, în timp ce bărcile se leagănă." Unele dintre istorisirile care le plăceau cel mai mult erau cele cu Isus și cu ucenicii, care petreceau mult timp în bărci sau în preajma bărcilor, așa cum făcea și ei. După câteva luni de studiu, domnul Rim, împreună cu alte 16 persoane, au fost salvați din mâna celui rău și ei l-au primit cu bucurie pe Hristos Isus ca mântuitor al lor prin botez. Apoi, a venit timpul testării credinței lor. Era sezonul musonic, ceea ce însemna ploaia zilnică, râu înfolburat și inundații frecvente. Într-o noapte deosebit de furtunoasă, în timp ce domnul Rim pescuia, a început să intre apa în vechea și șubreda sa casă barcă. El a căutat cu disperare ceva cu care să astupe orificiul, dar în zadar, întreaga familie s-a adunat și a strigat la Dumnezeu să-i salveze. Pe când barca a început să se scufunde, un val a lovit doi dintre copilași, aruncându-i în râul spumegând. "Doamne, salvează-mi copiii!" a strigat Rip, în timp ce privea cu disperare peste ape, în căutarea cuiva să-l ajute. La o oarecare distanță, el a zărit niște bărci care încercau să ajungă la el, dar nu reușeau, din cauza curentului puternic. Chiar în momentul în care îi se năruia orice speranță, bărcuța lor de lemn, care era aproape complet acoperită de apă, a început să plutească în mod miraculos. El a luat-o în direcția în care cei doi micuți fuseseră aruncați în apă, sperând să-i poată găsi. Le-a simțit mânuțele sub apă și i-a scos afară pe puntea bărcii. O putere nevăzută le-a condus barca în siguranță înapoi spre mal. Întreaga familie a domnului Rim l-a lăudat pe Dumnezeu pentru tripla salvare. Salvarea din strânsoarea lui Satana, salvarea de la moarte sigură a scumpilor lui copii și salvarea casei lui plutitoare din cimitirul apelor. Ceilalți de pe celelalte bărci, care au fost martorii salvării, erau uimiți de ceea ce văzuseră și au dat domnului Rim ocazia să le împărtășească adevărul despre Dumnezeul care are putere să salveze oricând, oriunde și mereu. Rugăciune pentru eliberare. Tată bun din ceruri, te rog, eliberează-ne pe mine și pe frații și pe surorile mele, cambodgieni din capcanele lui Satana. Îți mulțumesc că ești refugiul, puterea și ajutorul în timpuri de nevoie. Amin. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!